La o fabrică de confecții din orașul Hâncești, cei aproape 40 de angajați au rămas pe drumuri după ce patroni italieni au hotărât să-și închidă afacerea din țara noastră. Antreprenorii spun că nu își pot continua activitatea deoarece partenerii lor din străinătate refuză să mai lucreze cu agenți economici din Moldova. De partea cealaltă, muncitorii care au stat timp de o lună în concediu forțat se tem că șefii lor vor pleca din țară fără a le plăti ceea ce li se cuvine. Nu ești din grajda, eu până să găsesc din lucru, tu trebuie să-mi plătești și își trebuie. Scandalul a izbucnit imediat ce angajații au aflat că după 5 ani de activitate a întreprinderii, proprietarii vor să pună lacăt pe ușă și să plece. Firma se închide, pentru că noi lucrăm lung, nu avem più de lucru. Firme care se dă de lucrare, nu are più interese pe lucrare pe Republica Moldova. În aceste condiții, cei 40 de muncitori le cer șefilor să le achite două salarii. Pentru luna februarie, cât au stat în concediu forțat, dar și pentru luna martie. Ne-au spus că ne achită numai luna februarie. Și atâta, scrim cererile de liberare și el ne achită un salariu întreg pe luna februarie. Eu, 8 ore, da. Eu i-am spus, eu nu sunt de acord. Conform legii noi vrem. Eu mai întâi au spus ca să-mi plătească pe februarie, după asta azi au spus că deamă și pe martie să plătească. Ne gândim că să plece și noi să rămânem fără acte, fără nimic. Eu ies în decret peste o lună de zile și dacă nu se închide fabrica, eu nu pot să câștig nimic de la dâns, nu ne dau nimic, nu mă pune la birjă ca eu să primesc 3 ani și ceva. Au zis că și tot bine, dar nu credem. Nu credem, el e doar să încarcă, acum se duc. De cealaltă parte, directorul fabricii de asigurări că muncitorii nu au motive de îngrijorare întrucât vor fi remunerați, cei drept cu doar 75% din salariu. Eu cred că în jur de maxim o săptămână, 10 zile, castiga banii de luna de febbraio, come io ho promesso a loro, se sono d'accordo, se firmate accordo, credo da luna de febbraio, luna de martie, che non hanno lucrato, 75 la suta da luna de ottobre, che noi platim fetelo, da busonare nostro, perché avevamo avuto in credere che firma poteva continuare col lucru. Potrivit reprezentanților de la Inspecția Muncii, la concediere, angajații trebuie să primească de la angajator 3 indemnizații, dar cu anumite condiții. La concediere, domnilor, salariații vor beneficia de 3 indemnizații pentru unele categorii. O indemnizație va valora în sumă salariul mediu calculat pe o săptămână, înmulțit la anii complex lucrat în această întreprindere. La două indemnizații, salariații vor beneficia mai în cazul în care nu vor fi angajați în câmpul muncii, și de a treia indemnizație dacă vor fi înregistrate agenții pentru ocuparea forței de muncă în timp de 14 zile după concediere și vor întruni calitatea de șomer. De teamă că proprietarul afacerii va pleca din țară fără să-i despăgubească, muncitorii au scris o plângere la poliție.